Bună dimineața tuturor! Noi avem deja bagajul făcut. Am lăsat în cameră ordine cât de cât așa, să nu fim fără obraz. Și voiam să vă arăt un lucru despre care v-am povestit. Aici, în dulapul acela unde ne-am lăsat noi hainele, jos, aveți o mică măsuță de călcat. E foarte drăguță și cât. Și aveți și fier de călcat. Deci pentru cei care vor să vină, nu știu, la o petrecere, cum am venit noi, nu aveți absolut nicio problemă, e tot ce vreți aici. Voiam de... când am descoperit să vă arăt, dar am spus că dacă tot plecăm... Și cam aceasta a fost călătoria noastră în Sibiu. O să vă mai filmăm și pe drumul de întoarcere. Noi acum ne luăm bagajele și plecăm. Cătălin încă ar vrea să mai stea în pat. Dar asta este... Și pornim la drum. Este ora, vă spun imediat, 6:30, luni 27 septembrie? Da. Și ne încălțăm, ne îmbrăcăm și plecăm, pentru că la 7 fix pleacă trenul din gară. O să lăsăm iar cheia în chestia asta. Dar nu o să vă arătăm cum. Nu o să vă arătăm pinul. Da. Parter, închidem. Sunt foarte rapide aceste uși de la lift. Imediat se închid. La noi acasă nu e chiar așa. Stai să mai aștepți. Și suntem în lift, avem toate bagajele aici cu noi. Hainele, bagajele și punga pe care are Cătălin cu apă, mâncare, băutura. Am avut la nuntă, mi-a dat un cozonac, să cerea un chec și ceva țuică ca mărturie, deci am luat-o cu noi. Și acum ieșim. În caz că ne iese de luăm pe tren. Da, exact. Destul de răcoare afară. Cred că sunt 8 grade, 9 grade, ceva de genul. Începem să mergem încet ca să nu facem zgomot, că e ceasul jumătate dimineața. Hai că cumva ne bucurăm că aici e un bloc în care am stat. Mai sunt oameni care s-au trezit, cred că se duc la muncă la... se ducă la muncă la ora asta. Da, luni dimineață. Și chiar vorbeam acum. Chiar se simt astea 8 grade. Par și acolo mai par mai puține, par vreo 6. 5-6. Și acolo în față, în stânga, avem minunata gară. Mai bine de atât nici că se putea. Da, la gară la 2 minute, 3 minute. Este că am plecat un pic, nu târziu, dar am plecat la și jumate, că am zis că dacă e trenul tras, urcăm direct în tren, deci... Da. Biletele le avem online, vi le-am prezentat și da. Când am plecat din București. Deci nu mai stăm să mai pierdem timpul pe la casă, pe la... Da, cu bani cash, cu chestii de genul. Hai că este 7:20, a avut întârziere de 20 de minute. Se vede cum vine, ușurel, 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 așa. Fără grabă, că abia ne-am început ziua. Vedem dacă recuperează întârzierea asta pe drum. E ceața asta, nu e... Nu. E și o apă lângă. Probabil că de asta se face ceața asta. De fapt, cred că e un fel de umiditate.
Așa e bine? Așa e bine?